Domnule primar, vorbiți-ne, vă rog, despre investițiile care sunt așteptate în Comuna Cordun și despre planurile așa pe termen scurt și mediu în ce privește administrația publică. Întotdeauna am considerat investițiile private ca fiind motorul principal de dezvoltare a unei comunități. Cred că dezvoltarea economiei locale aduce sustenabilitate pe termen lung unei comunități și posibilitatea de a avea o viziune de dezvoltare, așa cum am spus, pe termen lung în ceea ce privește serviciile pe care administrația publică locală le prestează în interesul locuitorilor de pe raza unei comunități. Drept urmare, acum câteva zile în urmă am participat la o recepție la terminarea lucrărilor la o investiție importantă care s-a efectuată pe raza Comunei Cordun în ultimii 2 ani și în speță am fost la stația de biogaz construită de cei de la BioNTech, Genesis BioNTech, o investiție din punctul meu de vedere cea mai mare investiție la nivelul județului Neamț cu privire la economia circulară, dar din discuțiile pe care le-am avut cu dumnealor este una din cele mai mari investiții pe economia circulară din România. Și cu această ocazie pot să înștiințez locuitorii Comunei Cordun că în perioada imediat următoare va începe o nouă investiție de câteva zeci de milioane de euro pe raza Comunei Cordun, o investiție care din nou va crea locuri de muncă și va oferi oportunități pentru unii dintre noi în această fabrică care se va construi din nou pe raza Comunei Cordun. Susțin mediul privat, susțin dezvoltarea investițiilor în Comuna Cordun pentru că o consider ca fiind singura șansă și singura oportunitate pentru dezvoltarea unei comunități. Această nouă fabrică ne puteți da mai multe detalii sau e... Am purtat o discuție cu investitorul acum câteva zile în urmă. Pentru prima dată, chiar dacă am emis un certificat de urbanism pentru întocmirea unui puz acum 2 luni în urmă, am purtat discuțiile cu dumnealui. Din discuțiile cu dumnealui a reieșit că în următorul an fabrica va funcționa. Adică dacă în toamna acestui an vor începe lucrările la acest obiectiv de investiții, în toamna anului viitor vor fi finalizate și fabrica va fi pusă în funcțiune. Este o fabrică, așa cum am spus, este un obiectiv de investiții pe care îl așteptăm. Vrem să dezvoltăm economia locală, vrem să creăm locuri de muncă pentru oamenii locului, astfel încât cei mai mulți dintre noi să aibă oportunitatea de a rămâne aici și de a nu trebui să plece în permanență peste hotare. Puteți să ne spuneți cam de câte locuri de muncă vorbim? Nu pot acum, la ora actuală, să ofer o cifră exactă de câte locuri de muncă vor fi vorba, dar vor fi locuri de muncă, întrucât investiția este mare, sunt câteva zeci de milioane de euro, suprafața acestei investiții este de aproximativ 5 hectare, clar că vor fi locuri de muncă și vor fi locuri de muncă mai multe și nu chiar puține locuri de muncă. Odată cu trecerea autostrăzii prin zonă și terminarea centurii ocolitoare, cum îi spunem, a satului Cordun, locul de extindere a zonei industriale s-a mărit, nu? Adică posibilitatea de construcție pe viitor, de societăți comerciale, de fabrici, s-a mărit. Sigur că oportunitățile sunt mai mari și mai multe acum la ora actuală. Sigur că aceste suprafețe pentru dezvoltarea economiei locale sunt mai mari. Am discutat ieri, am avut o ședință de Consiliu Local. Am purtat o discuție în cadrul ședinței de Consiliu Local. Pe lângă aceste investiții mari care se desfășoară la nivelul Comunei Cordun, intenționez în perioada imediat următoare să creionez o zonă de dezvoltare economică puțin mai micuță, în sensul în care să oferă oportunitatea și posibilitatea unor investiții mai mici să se dezvolte pe raza comunei noastre. Vreau să încurajez și firmele mai mici cu 2-3 angajați să desfășoare activități pe raza comunei noastre și vreau să susțin și activitatea de business mai micuț în Comuna Cordun. Avem afaceri mari, avem fabrici, dar îmi doresc să avem și o economie locală mai mică care să deservească nevoile și necesitățile comunității noastre.
Asta ce înseamnă? Parcelare pe bucăți mai micuțe? Am identificat unitățile la... Exact, am identificat anumite suprafețe de teren pe care le vom pune la dispoziție, le vom vinde către aceste, clar, cu obligații clare, cu idei clare, către cei care doresc să desfășoare o activitate economică mai mică pe raza comunii noastre. Adică viitorii potențiali investitori nu au decât să ia legătura cu... Sigur că da, cred că în 2-3 luni de zile demarăm proiect. 2-3-4 luni de zile demarăm acest proiect și îl vom pune în implementare în următoarea perioadă. Vom pune la dospit, astfel încât să obținem rezultate bune și în această zonă. Economia locală, așa cum am menționat, trebuie dezvoltată în fiecare comunitate ca să existe plan de dezvoltare pe viitor.